336. Astfel de nereguli au fost constatate nu doar la produsele ambalate, pentru care responsabilitatea poate aparține și producătorului, ci și la produsele de panificație. Au fost constatate mai multe abateri, cum ar fi legumele și fructele depreciate calitativ, cu fusturile de muțelai prezente, deshidratate, care nu corespundeau calității declarate la raft, și anume calitatea întâi. Produsele din carne, salam și cărnați, având prezente pe eticheta produsului cantitatea netă declarată, iar când s-a procedat la cântărirea acestora a fost constatat o cantitate netă mai mică. Chestionați cu privire la atenția cu care își fac aprovizionarea din magazine, cumpărătorii recunosc că dacă vorbim de legume și fructe, le aleg cu atenție. Însă când vine vorba de gramajul produselor ambalate, recunosc că nu verifică la cântar. Reprezentanții Protecției Consumatorului cer cumpărătorilor să verifice calitatea și gramajul produselor cumpărate. De obicei cumpăr legume și fructe din piață și caut de ale noastre românești. Și nu vă duceți în magazinele mai mari? Ba da, dar nu mi s-a întâmplat să găsesc ceva care să atragă privirea sau suspiciunea. Nu-i corect, pentru că omul dă banul pe un anumit gramaj și aia trebuie să ia. Și după ce că e atât de scumpă mâncarea, sunt mai lungi și alterată și stricată, nu mi se pare corect. Asta e un lucru care se practică de mulți ani. Nimeni n-a luat în serios și i-a lăsat să-și facă fiecare zi. În momentul în care au astfel de informații, îi rugăm să apeleze cu toată încrederea la Comisariatele Județene de Protecție a Consumatorilor de pe raza țării noastre. Trebuie să verifice produsul la cântar, trebuie să verifice și să fie atenți dacă produsele prezentate la raft sunt conform cu informațiile de pe etichetă, și anume prețul, în primul rând, dacă îi corespunde cu cel de la casă. Calitatea produsului afișată la raft să fie într-adevăr calitatea afișată și nu produse depreciate, așa cum am găsit noi. În cazul magazinelor din Mehedinți au fost aplicate amenzi în valoare de 60.000 de lei și au fost retrase de la comercializare peste 340 de kilograme de marfă.